De ecuație cu partea întreagă, începe fișierul ăsta cu ceva cu o scurt. Deci e vorba de partea întreagă, de luat o ecuație cu partea întreagă. Și discutam cu Mirna că este esențial să știm așa asta, că partea întreagă e mai mică, egal decât expresie, mai mică, partea întreagă expresie plus 1, de la inegalitatea cea cu partea numărul x, cu prezentul de partea sa întreagă și partea întreagă plus 1. Ei, și care sunt? Am tradus partea întreagă, exact copiind de aici, și cum partea întreagă e egal cu 15x minus, minus 7 pe 5, am înlocuit-o, am și adus la același numitor. Ea este acum în varianta. Ce facem acum, Mirna? Acum încercăm, scădem 25. Cădem 25 sau adunăm în 56, că noi urmărim să prindem x-ul în interior. Nu? Eu cred că trebuie să facem așa, să apare x cuprins între două numere. De aceea adunăm în 56 în ambii membri. Da, în 50, da, 56. Și vine ce? 120. Mai mic decât... Mai mic decât 81. 81. Minus 30x. Mai mic decât 120x. Acolo de minus 16. Cât a tot urmat? Plus 40. 56. Plus 40. Plus 40. Plus 40. Da. Și ce avem pe obiectiv să rămână? X-ul, da. Minus 80. Scădem 120 de peste tot. X. Ce am zis? 56. N-a fost bine, Miruna. Hai să spunem cea dreaptă. Trebuia să adunăm, să scădem în 25. Așa o zici eu. Așa o zici, nu? Mai am greșit. Miruna, eu recunosc. Corect. Da? Ai zis bine. 20x minus 81. Dar aici așa nu iese. Hai să vedem. Ori obiectivul ca să rămână numai x în interior, da? Da. Rămâne numai x în interior, dar nu mai hai să vedem. 120x minus 81. 120x minus 81. Mai mic egal decât minus 30x. Da. Mai mic decât 120x minus 41. Minus 40. Minus 16 minus 25 de unde rămâne 16 plus 40 domn profesor aveți în ultima parte. Așa, face minus 16 minus 25 minus 41 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 minus
Nu asta e un cad din zet, partea. Da. Deși e gala asta care se vrea nevoiți. Și de aici scoatem pe cine? De aici rezultă că x, 15x ar fi egal cu 5k plus 7. 5k plus 7. Și dacă zic numai x, 5k plus 7 pe 15. Nu? E bine. 5k plus 7 pe 15. Aplic acum x egal cu dedesubt 5k. 5k plus 7 pe 15. Și din cele două, cu k parcurgize, da? Din cele două apare cu k. Că 4150 mai mic decât 5k plus 7 supra 15 și mai mic egal decât 27 supra 50. Acum facem iar factori comun? Acum, da. Sigur, sigur. A doua am picat cu 10 și am dat cu 3 iar. Am picat degeaba. Păi da, eu știam așa, dar hai. 10 și aici cu? 3. Și oamenii 41 mai mic decât 50. Dar acum am învățat, că da. N-ar vreau să fac simplificare. Da, dar nu, același mitod. 41, da, dar 41 mai mic 3 decât. 50 ca pe 70, mai mic decât 81, mai mic egal. Nu, mai mic 3. Mai mic egal. Unde acolo, aici. Mai mic egal cu? 88. 88. Acum urmăriți... Cât urmăriți... 70? Așa. Urmăriți să apară ca 1. Da? Minus 70. Așa, și o să avem 41 minus 70 care dă minus 29. 29, mai mic decât 50 ca, mai mic decât 11. Mai mic decât 11. Și împărțim prin 50 și o să avem cu minus 29 pe 50, mai mic decât ca, mai mic decât 11 pe 50. Nu e mic, e care decât 10, 10. Cu K din Z. Poate să fie... K din Z. Da. Atunci K aparține mulțumim valori. K din mori. 0 și atât. E să vedem, dar 29 pe 5? 29 pe 5 de 0,58. Minus 0,58. 29 pe 5? 29 împărțirea 5 e 5. 29 pe 50. Pe 10? Da, e dreptate. 29 pe 50, 10 ai zis. 0, 0, 0, 0, 0. Așa. Și atunci? Ca 0, nu? Ca 0, da? Sigura valoare, ca egal cu 0. Ca egal cu 0. E valoarea pe care am scris. Bun, și dacă ca e 0, înțeleg să notăm x-ul acolo. Exact. Și atunci x-ul care l-am avut aici. X-ul l-am avut aici, 15. Deci pentru ca egal cu 0, rezultă x egal cu 5 ori 0, da? Da, 7 pe 5. 7 pe 5. Pe 15. Pe 15. Și atât. Asta e singura valoare a ecuației. Da, dar ce-mi plac ecuațiile. Da? Foarte interesant. Acum să facem una. Ai terminat tema? Care am să-ți o dau de forma următoare. Hai să vedem cum vrea să ne dai aici. Ia, am dat aici pe agere. Da, nu văd de vreo de grea. Alta care este un pic mai cu două părți între sau trei. Aici facem mâine la geometrie. Hai să vedem. Da, da, ne-au pregătit pentru problema aia. Da? Păi da, și eu m-am mutat. Două ori în plus. Așa. Am luat încă două ori în orar și... Deci, problema aceea a fost aruncată, nu te puteai apropia. Da, și nu pregătit pentru ea. Adică în lucrare. Așa, așa. Așa da. Așa da. A zis că el că dacă noi suntem destul inteligenți, nu să facem. Nu foarte tare. Vă dați seama că lucrurile astea sunt toate, toate problemele. 1, 2, 3, 4, 5, nu ce am știut să facem. Uite, 2 partea întreaga lui 3x minus 1 pe 5 plus 7 partea întreaga a lui 4x minus 3 supra 7, hai să lăsăm așa, egal cu 2x minus 5 supra 9. Deci este o ecuație în care avem două părți întregi, avem așa un pic mai multe lucruri. Încearcă o inițiativă. Ce te faci tu? Ești tu. Pentru că vă arată în fața unei astfel de ecuații.
Păi iau 7, putem să o ducem o parte întreagă în partea cealaltă? Ne ajută la ceva? Nu cred că ne ajută. Hai să-ți închipă că nu te ajută. Câte vreme se amestecă și membru drept și membru stâng. Hai să traducem fiecare parte. Asta am putut eu să zic, nu putem să luăm fiecare parte întreagă. Sigur, traducem ce înseamnă partea întreagă ca, ca idee. Partea întreagă al 3 minus 1 pe 5 este mai mică decât partea întreagă al 3 minus 1 pe 5 plus 1. Plus 1, da? Ori 2. Ai ori 2 peste tot. Deci 2 ori 2. 2 și 2, nu? Sau mai mică pe, pe lângă partea întreagă al 3 minus 1 pe 5. Mai mic egal decât... O scriem, da? Încă o dată. Echivalent. Vă spun că de 2 ori partea întreagă al 3 minus 1 pe 5. 2 care e acolo. 2 partea întreagă al 3 minus 1 pe 5. Mai mic egal. Mai mic egal. 2 ori. Decât 6 x minus 2 pe 5. Da. Mai mic decât 2 ori 3... Nu intrăm. Lăsăm așa, 2 ori? 2 ori, partea întreagă al 3 x minus 1. Așa. Ai zis 2 ori 3 x minus 1 pe 5, pentru că nu ai cu 100. Plus 2. Bun. Și de aici... O traducem și cealaltă. O lăsăm așa. O traducem și cealaltă. Bun. 4 x minus 3 pe 7. 4. Partea întreagă al 4 x minus 3. Mai mic egal decât 4 x minus 3 pe 7 și mai mic decât... Mai mic egal. 4 x minus 3 pe 7 și mai mic decât 4 x minus 3 pe 7 partea întreagă plus 1. Ori 7 și o să avem 7 partea întreagă al 4 x minus 3 pe 7. 7 ori partea întreagă. Mai mic egal decât... 28x minus 21 plus 7 Bun. Și le adunăm. Cele două așa. Așa ne spune. Dacă ziceți le adunăm, le adunăm. Dacă ar fost scădere, munceam cu minus 1, le organizăm minte și le adunăm cu... Acum le adunăm. Acum le adunăm. Corespund ca sens din egal cu de membru cu membru. Da. Deci, la zile și le adunăm. Și ce urmează? 2 în partea. Partea întreagă. Al 3 x minus 1. 5. 5. Plus de 7 ori. Acum membru și plus ăla de jos. Așa. Da. Da. Membru cu membru. Da. Da. Și la 2 partea întreagă al 3 x minus 1 pe 5. Plus. Plus 7 partea întreagă al 4 x minus 3 pe 7. Mai mic egal decât 3x minus 1 pe 5. Nu 3x, ai 6x minus 2. Așa, membru. Ai 6x minus 2. 6x minus 2, da. 6x minus 2 pe 5 plus 4x. Plus 28x, unde ești tu? Am uitat să le fac și cu 7. Plus 28x minus 21 pe 7. Minus 21, domnul profesor. Minus 21, da. Da, mai mic 3. Mai mic strict decât... 2 partea întreagă al 3 minus 1 supra 5 plus 2 plus 7 9 plus 2 plus 7 partea întreagă 3 pe 7 plus 9 Acum, dar noi știm alea, că e două, mama. Dar ăștia două? E de așa. Nu, am înțeles că da. Și 2x minus 5 supra 9. 2x minus 5 supra 9. Mai mic egal decât 6x minus 2 supra 9. Da, hai să facem acolo. Hai să facem treaba, sigur că da. La același viitor. 35. 35, deci 7 ori 6, 56. 7 ori 6, 4 ori 2. Da, mă ține grea. Minus 14. Mario! Deci, dați puțin că m-am pierdut. 42x minus 14 plus 140x minus 147. Minus 105. 105, 205.
Dojim odcinkam. Supra 35. Mai mix 3. Nu mix 3 decât... 2x. Da, ai, o știți de două ori partea întreagă. Așa. 2x. 5 supra 9. Plus 9. Plus 9. Și asta e calculul și răsăm pe altul. Da. Hai să ne ducem de funcție de ieșițiule. Știi ce vreau? Vreau să vedem la sfârșit dacă exact. Progrează. Vreau o stare de bine. Hai tabla mulțim. 35 cu 9 te gândește, nu? Aici la 35 ori 9. E drept că apărut niște numere cam mari. Cam mari, dar... Hai, fac 35 ori 9. 315, haideți. Deci am eliminat. Deci numitorul 1315 și am 35. 35. 9. 9. 35. Și 315. 315. Haideți, lucrați acolo unde aveți locul, profesor. 70x. 70x. 175. Da. Mai mic egal decât 378x minus... E aveți acolo, cam. Puteam să facem x și cu x și... Da. Da, facem... Hai, lăsăm așa, da, da, lăsăm așa, minus 127. Plus 1260x. Minus... minus 945. Mai mic decât 370x. Minus... 175 plus, plus 315 ori 9, care este egal cu 2835. Haideți să acolo în mijloc să grupăm un pic, da. Profesor. Și avem 70 minus 8. Uite, 378 x, 1280, 1260 minus 3. Nu, minus, plus. Plus 378. Plus 378 x. 1638 x. Ai spus bine, da? Da. Bun, și acum avem minus cu minus. Deci adunările, 945 cu 126. Și 945 plus 126. 945 plus 126. Egal cu 1071. Da. 71. Bun. Și acum, scrie, ce facem peste tot? Adunăm 1071. Adunăm peste tot 1071, da. Ca să scăpăm. Și atunci, 70x. Da, 70x. Acum, 1071 minus 175. Plus 896. Nu, minus. Că adunăm, ați zis? Adunăm, da. Da, 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 plus. Da. Da. Cât facem? 896. 896. Mai mic egal. Mai mic egal decât 1638 x. 1638 x. Mai mic decât 70x. Facem acolo unde e. Minus 1735 plus 2830 plus 3731. Plus 3731. Așa. Și acum, ca să rămână numai și... Încățim la 1638. Nu, nu, adună, scădem un 70x, știi? Ca scădem un x. Da, minus 70x și să avem 196 mai mic egal decât... 896. Mai mic egal decât... Faceți 8-ul la calul meu, da. 8. O, 1568x. 1568. Mai mic decât 3731. 3731. Bățim prin 1568 și avem 869 supra 1568, mai mic egal ca x, mai mic decât 3731 supra 1568. Ca x? Și cum? 3731. Da, 1568. Ce șterg? Că aveți nevoie de aia? Că... Și șterg. Mai e coația mea, da? E coația mea, da? Și cum ca este egal cu 2x supra 9? Ca egal cu 2x minus 5 supra 9. Ca egal cu 2x minus 5 supra 9.
Eu vou ter que não carregar 2 menos 5. Eu vou ter que 2x igual a 9k menos 5. Adică x egal cu 9k plus 5 supra 2. X egal cu 9k plus 5 supra 2. Plus 5 totul pe 2. Și cu x-ul ăsta nu vedeam aici, da? 896 supra 1538 mai mic egal decât 9k plus 5 supra 2. Mai mic decât 3731 supra 1568. 786 ca 56k plus 3925 și e mai mic decât 3731. 3731. Acum ar trebui să cădem în 896. Cădem peste tot. Nu, 896. Cădem 3925. Ca să rămână calul. Cădem minus 3925 și o să avem minus. Minus 3029, mai mic egal 3029. Da. Mai mic egal decât 7056 ca mai mic decât minus. 3, 6, minus. Ba nu. Ba nu. Ba nu. Deci să fie minus. Că e minus 3900 și 3700. Minus 194. 194. Și acum împărțim la 7056. Și să avem că minus 3029 supra 7056 mai mic egal decât K, mai mic decât 1090, minus 1094 supra 7056. 194 supra 7056. Da, eu am 194. Așa, și K din 10? Și 56. Păi, dar 3,7. Minus 0,042. Deci 0 egal cu 0. K egal cu 0. Egal cu 0, dar tot negativ și asta. Am presenit 0 noi. Păi, minus 0 nu-i 0? Nu există deci, minus 0. Deci, minus 0,42. Mai mic decât K. Mai mic decât K și mai mic decât 4 împărțit la... Decât minus? 0,027. 0,027. Minus 0 e egal cu 0. Deci 0. Deci K-ul întreg din zona asta... Păi de-am cum să minus 0 nu e egal cu 0? Minus 0 egal cu minus 0, da? K-ul întreg din zona asta e minus 1. Ce întregi? Ce întregi? Păi nu-i luăm cu partea întreagă și partea fracționară? Hai să vedem. Hai să uite pe mai. Aici este 0, aici este minus 0,40, da. 42, și aici este minus 0,0, aici este minus 0,0. Și ce întreg vedem noi? Ce e minusul? Ce întreg este în zona asta? Niciunul. Niciunul. Ca aparține mulțumim bine. A, nu, cu partea fracțională, cu partea întreagă în numărul. Nu, este vorba de întregi care se cadrează în intervalul ăsta. Numai intervalul ăla? Mulțumim, vede, chiar așa, niciun deci, întreg n-are. Ca valorile lucrurile. Bine, da, deja avem nici X. Așadar, niciun X. Dar de K, niciun K, niciun X. X aparține mulțumim, vede. Ecuația asta, deci nu are sus. Deci așa o pui repede pe o axă. Da, ca să fie clar ce se întâmplă. Aici ce valori întregi am aici? N-am niciun. Da? Este un interval dintre minus 1 și 0. Nu conțin niciun 3. Corect. Sau, dacă nu eram sigur, puneam pe 0. Dar spuneam pe 0 că era corect. Dar când verifică, scriam primul cea mai bine. E, nu. 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 Că luai pe K egal cu 0. Nu, cu Sergean, că avem friction. Așa. Nu, Sergean Giugio, pentru că tu nu mai verificai. Deci nu... Verificam, verificam. Deci nu... Aici se prăi controlul. Ca aparține mulțumit, vite și cu asta basta. Și te atingi sigur, că nu mai lucrăm mai aceea. Sigur. Și ca din Z trebuie să scrii că ai făcut da, cu da. Da. Ca
ca să poți să știi ce valori întregi. Că dacă lăsăm în varianta în care am găsit x-ul aici, nu știu ce interval era x-ul, nu sunt decretat deloc cu x-ul respectiv. Pentru că x-ul respectiv din zona aceea, fiind real, mulțime, un număr infinit de valori ar fi. De aceea ne întoarcem, că ea e cu partea întreagă și partea întreagă egal cu K și de acolo scoate de K, încât în final să văd ca o din intervalul respectiv. Corect. O strâng intervalul și spus și văd. Foarte fain. Da. Există un algoritm de rezolvare, atunci se duce ușor și merge foarte ușor, nu e nicio problemă. Dacă ai fost cu un minus pe aici, mergi cu 3 părți între și 4, nu are importanță. Nu scrii pe toate unul sub altă și la 2 îl discazi. Dacă ai fost un minus, înseamnă că mulțești cu minus 1 și întorceai șirul de inegalități. Invers, ca să fie același sens. Da, aia trebuie să o știi, mama. Și dacă nu o reții, pleci de la... Nu, o rețin. O reții pe partea întreagă a lui de X? Deci partea... El este cu cât între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. Plus 1. Expresia respectivă. Da, prim, da? Da, ne-o ce să spunem? La sinteză ce am făcut? Am făcut Tot întreba ceva, domnul, că să nu faci niște ecuații cu partea întreagă. Răspuns. Am făcut. Să-mi urmărească ca nu urmărească. Deci ecuații cu partea întreagă. De ce? Ecuații cu partea întreagă. Sunt și mai se întâmplă din niște porumbe, am plăcit oamenii. Exact. Nu știi că... Da. La revedere, nu uitați să ne urmăriți. La revedere.